faptului apunct, privind stabilirea chirii pentru locuințele ANL, o parte din locuințele ANL. După cum bine știm, la blocul M6 de pe strada 22 decembrie, sunt câteva probleme cu privire la contractele de închiriere care s-au prelungit în acest an. Și vreau să vă aduc la cunoștință faptul că, într-adevăr, acele persoane care, cărora le s-au urmărit închiria de la o sumă modică sau o sumă mică la o sumă extraordinar de mare, au dreptate. Problema este că acest contract a fost încheiat conform legii 152 din anul 1998. Contractul a fost încheiat în anul 2008. Dar, la acea perioadă, sau la acel moment, probabil nici nu s-a știut, dar nici nimeni nu s-a sesizat că peste câțiva ani, nu știu, când vor veni vârsta de 35 de ani, acele persoane trebuie să, acelor persoane trebuie să se mărească chiria. Deci, pentru recalcularea chiriei se aplică modelul conform unei anexe care o am în față. Anexa s-a făcut conform hotărârii Guvernului 962 din anul 2001, privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a procedurilor legii 152. În urma recalculării chiriilor, tariful acestora a crescut și, bineînțeles, cum spuneam, cetățenii sunt, locatarii sunt nemulțumiți. La data de 12.08.2014 a avut loc o întâlnire între chiriașii blocului și reprezentanți ai primăriei. Ca urmare a acestor întâlniri, acestei întâlniri, de fapt au fost două întâlniri, am promis și am sperat să găsim soluții până la înainte de a supune aprobării Consiliului Local, ca acea valoare a chiriei să scadă cât se poate de mult, dar respectând prevederile legii 152. Noi am inițiat un proiect de hotărâre care l-a prezentat domnul consilier local în ședința de joi. Specialiști din cadrul compartimentului investiții au făcut o reevaluare a valorii de inventar a blocului M6, unde s-a constatat că noua valoare de scădere a tarifului chiriei este de aproximativ sau maxim 45%, cu 45 de lei, în funcție de suprafața apartamentului. La fel, în anexa 16 avem reprezentată, știu, avem de convins consilierii cu privire la modul de calcul pe întreținere curentă, pe reparații curente, reparații capitale și valoarea cheltuielilor de administrare, Noi o să încercăm ca toate aceste valori, care până acum erau de 40-50%, să le aducem la minim, la minimul minimului, chiar la zero, pentru a reuși să întocmim un act adițional cu fiecare locatar în parte, bineînțeles, în primul rând, dumneavoastră să fie mulțumiți. Domnul Dumbacă, dacă mai aveți ceva completări, nu am fost destul de... Nu ați fost destul de clar, dacă sunt întrebări, să pot răspunde. Care a fost chiria până în prezent? Și cât a fost marja? Deci, chiria era în funcție de numărul de camere și de suprafața utilă, oscila la 1.200.000, la urmă. Mai, cele mai mari. La garsoniere, 800.000 pe lună.
Deci, în Consiliu vom prezenta proiectul cu acest coeficient care v-am spus era, de exemplu, la reparații curente era de aproximativ 0,40%, acum sperăm să venim să găsim înțelegere să fie minim. La reparații capitale, aproximativ 0,51% venim spre minim. La valoarea cheltuielilor de administrare, aproximativ 0,20%, la fel spre minim. Deci vom face în așa fel ca locatarul să plătească lunar, nu ce a plătit până acum, cu 30-40% mai. Ca urmare a calculului care îl vom face. Deci, oricum nu va fi valoarea din anul 2008, când s-a întâmplat contractul de închiriere, dar nici cel care l-au semnat în luna trecută, dacă nu. Și asta problemă este că am discutat și cu reprezentanții ANL și cu primăria Piatra Neamț, este la nivel național. Nu s-au multe aspecte în vedere la întocmirea contractului, dar asta nu pot spune că este din vina angajaților primăriei. Probabil că și-au plecat de la ANL când au evaluat apartamentele în plan mort și au stabilit alte criterii de calcul. Nu sunt probleme la celelalte locuri, la IM5, la B1, doar la acest bloc M6, dar vom găsi soluții. La fel, Guvernul României a aprobat o ordonanță de urgență prin care locatarii au posibilitatea să cumpere apartamentele printr-o rată lunară fixă, urmând a avea o întâlnire cu toate persoanele care dețin locuința ANL pentru a, la fel, a face o evaluare și o analiză cu privire la vânzarea locuinței. Și cei care vor încheia un contract de închiriere de acum înainte vor plăti? Deci, în urma adoptării hotărârii Consiliului Local, vom aduce la conștiință celor care trebuie să încheie contractul. Aici mă refer la persoane peste 35 de ani, care au întocmit contractul de închiriere în 2008. Le aducem la conștiință care este evaluarea. V-am spus cu minimul minimului pe reparații curente ce mai erau aici, în anexa 16. Și vom vedea care sunt concluziile și, bineînțeles, vom asculta în primul și în primul rând părerea persoană în cauză. Dar eu sunt sigur că vom găsi înțelegere. Asta e. Oricum nu va fi o valoare atât de mare cum era acum 2-3 luni de zile, sau 2 luni, n-au întocmit contractul atunci. Probabil să vă aduce de la, dau un exemplu, dacă vă aduce la 5 milioane, acum să vă aduce la 2 milioane jumătate. Până la 3 milioane, cam pe aici. Deci, oricum, cu 40% va scade valoarea chiriei. Față de ce s-a stabilit prin act tradițional de acum o lună. Dar, părerea mea este că există o oportunitate pentru a se cumpăra aceste apartamente prin această ordonanță